ca și România, Ucraina e o țară foarte diversă din punct de vedere religios. Sigur, Ortodoxia este religia cea mai prezentă în Ucraina și Ortodoxia a fost religia oficială a Imperiului Chievean încă din secolul X, de la convertirea lui Vladimir. A existat o mitropolie a Chievului încă de atunci, recunoscută de Constantinopol, însă toate transformările mitropoliei de Chiev sunt absolut fascinante. Pentru că în 1299 mitropolia de Chiev a fost transferată, mai exact, la Vladimir. Însă rămânând cu titlul de mitropolia Chievului. Iar în 1325 a fost transferată la Moscova. Mai târziu, în 1596, când polonezii au impus unirea Bisericii Ortodoxe cu cea catolică, mitropolitul Chievului a trecut la Biserica Greco-Catolică. Deci, practic, n-a mai existat mitropolie ortodoxă în actuala Ucraina. Abia mai târziu a fost, în 1720, a fost recreată mitropolia ortodoxă a Chievului și aici trebuie spus că un rol foarte important l-au jucat cazacii, l-au jucat confreriile ortodoxe, evident susținute de Patriarhia de Constantinopol și nu în ultimul rând aș vrea să menționez rolul moldovenilor, pentru că secolele 16-17, început de 18, sunt epoca de aur a relațiilor între actuala Românie și actuala Ucraina. În primul rând trebuie menționat Petru Movilă sau Petro Mohila, cum îi spun ucrainenii, care a fost mitropolitul Chievului în secolul 17, în 1633 devine mitropolit la doar 36 de ani, până la moartea lui în 1647, a fost o figură absolut enormă în istoria religioasă a Ucrainei. Evident, este fiul domnitorului Simeon Movilă, toată familia Movilă e atât de importantă în istoria Moldovei, iar Petru Movilă e una dintre cele mai mari figuri spirituale și culturale din istoria Ucrainei. În sens invers, un ucrainean prezent în România este Sfântul Paisie Velicicovti, care a jucat un rol atât de important în redescoperirea spiritualității isihaste în Moldova și, de fapt, în tot spațiul ortodox. Sigur că despre Biserica Ortodoxă trebuie vorbit și în contextul contemporan, pentru că, așa cum se știe, există un conflict între Constantinopol și Moscova, există mai multe biserici în Ucraina, există acei ortodoxi care depind de Patriarhatul de Moscova, dar există și o biserică autocefală, între timp recunoscută de Patriarhia de Constantinopol. Să ne întoarcem atenția și către Biserica Greco-Catolică. Ea a fost, într-adevăr, creată de Polonia, așa cum spuneam, prin unirea de la Brest din 1596, dar, în mod foarte interesant, ca și în cazul României, Biserica Greco-Catolică a jucat un rol foarte important în renașterea conștiinței naționale, așa cum s-a întâmplat la noi cu școala ardeleană. Este exact același fenomen, preoți, episcopi greco-catolici care contribuie la relansarea unei conștiințe naționale ucrainene. În sfârșit, să nu uităm foarte important comunitatea evreiască din Ucraina, pentru că pe teritoriul actualei Ucraine a existat un imperiu de confesiune iudaică, Imperiul Cazar. Cazar era un neam turcic convertit însă la iudaism și Imperiul Chievean fondat de Vladimir s-a tot războit cu Imperiul Cazar de confesiune iudaică. Acum, sigur, există o teorie conform căreia evreii așchenazi ar fi toți descendenții acestor cazari.
nu este foarte convingătoare această teorie. Cei mai mulți evrei din Ucraina erau evident veniți din Europa Centrală, din Europa Occidentală, de unde erau alungați. Cert este că în Ucraina a existat o enormă comunitate evreiască, persecutată sau ținută la distanță în perioada Rusiei țariste. Au existat pogromuri foarte grave la Chișinău, la Kiev, la Odessa, și de asemenea această comunitate foarte importantă evreiască a fost pur și simplu devastată, masacrată în timpul celui de-al doilea război mondial. A fost o enormă pierdere, o enormă tragedie umană. Iată așadar o țară foarte diversă din punct de vedere religios, așa cum este și România. Iar religia, cred eu, ar trebui să ne facă să înțelegem mai bine Ucraina, pentru că în fond avem aceleași tradiții, tradiții foarte asemănătoare, din punct de vedere teologic identice, și ați văzut că și povestea legată de uniatism, de Biserica Greco-Catolică, seamănă cu ce s-a întâmplat în țările române. Din păcate și soarta comunităților evreiești este tot așa foarte asemănătoare.